corect. Dar eu vreau să vă spun ceva. Că băiatul meu n-a fost drogat. Și cine mai spune că e drogat, o să aibă o mare surpriză că noi avem dovezi și o să plătească. O să-i chemăm în instanță să... Așteptați să te trimită cauza către rejudecare, să începe cererea? Nu vă supărați, sunt haibarea mea. Așteptăm să fie corectitudine. Deci această țară legitimează în acest meci de mâine Kosovo. De ce legitimați o țară nerecunoscută politic? Îmi spune și nu mie. Nu suntem noi cei care legitimăm o țară care nu e recunoscută politic. E problema de la UEFA și la FIFA, pentru că e fotbalul sau sportul în general e apolitic și au, sunt afiliați acolo. Da, dar jucăm totuși mâine o țară nerecunoscută politic, da? Da? Instituția respectivă UEFA și FIFA. Și ultima întrebare. Țara noastră mai are fotbal? Jucători avem, fotbal avem? Încercăm să stimulăm și să facem tot ce e posibil ca să crească valoarea, dar deocamdată ne nu trebuie avem. O perioadă lungă. Câți ani? Trebuie un program de 10 ani să sacrificăm două calificări, să vorbim, să facem centre de copii juniori, antrenorii să-i trimitem la specializări pe categorii de vârstă și după aia, după 10 ani, să vedem dacă facem cum au făcut toți în lumea asta. Voiam să vă întreb, domnule, investiția în copii. Cum să se simte? E un copil care are discernământ și are momente când e lucid și când nu mai realizează ce vorbește. Mulțumesc mult de tot, așteptăm decizia pe 11. Regretă ceea ce s-a întâmplat, regretă? Odată regretă, odată nu știe ce l-a făcut. Mulțumim.